Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează România, țara mea, nu se intersectează cu România statului paralel. Tot mai des auzim în spațiu public vorbindu-se de așa numitul stat paralel, cea mai mare prostie debitată de specialiștii în dezinformare a actualei coaliții de guvernare. Sigurul stat paralel este cel al guvernului care stă nepăsător, fără să facă ceva bun pentru România. Nimic pentru români, fiind în realitate paralel cu problemele și necesitățile cetățenilor. Câteva exemple notabile trebuie enumerate. Guvernul a atins o performanță de a avea un sistem de sănătate paralel cu nevoile pacienților. Guvernul a dus învățământul în stadiu în care, paralel cu ce învață la școală, copiii noștri nu mai înțeleg nimic și trebuie să apeleze la meditații pentru a nu ajunge în postura jenantă a actualilor miniștri care taie pamblici degeaba. Guvernul PSD-ALDE nu are nicio tresărire atunci când salariile românilor scad. Le pasă să-și crească propriile venituri și să livreze în paralel contracte grase clienților lor politici. Guvernanților nu le pasă să crească că a crescut prețul combustibilului cu aproape 20%, pentru că ei trec paralel cu benzinăriile, au mașini de serviciu pentru care nu plătesc combustibil. Niciunui membru al guvernului nu-i pasă că în urma politicilor economico-financiare, falimentare, marca PSD-ALDE, sute de IMM-uri se vor închide. Guvernul pasiv și paralel, obținând în viitor contraperformanța ca mii de români să rămână fără un loc de muncă, mai ales după Revoluția Fiscală. Guvernul Dragnea, varianta 3.0, are un singur scop și, la fel ca și celălalt înainte, să-i nebunească pe români cu tot felul de aberații și, în paralel, să caute scuze pentru modul deficitar în care conduc România. Iar atunci când își dovedesc incompetența, la fiecare 6 luni să vină alții care evoluează tot paralel cu guvernarea. Domnilor guvernanți, puneți-vă pe treabă, intersectați-vă cu munca cinstită, treziți-vă la realitate sau plecați acasă. Românii nu mai vor și nu o să mai accepte mizerile, minciunile și aberațiile coaliției PSD-ALDE și nu mai este mult până când se vor intersecta cu voi și vă vor face să evoluați în paralel cu guvernarea. Deputat Ionuț Simeonca de Bistea Năsăud.